să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, care ne-a dat puterea ca astăzi să putem împlini și noi sfințirea prin binecuvântare și ungere cu Marele și Sfântul Mir a acestui locaș dedicat Sfântului Ioan Botezătorul. Letate celii, bucurați-vă ceruri, veselește-te pământ, spune psalmistul foarte frumos, să se bucure cerurile, să se veselească pământul în această sfântă zi de sărbătoare, când Dumnezeu are o nouă casă în care poate coborî pe pământ, Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Ce lucru minunat! Dumnezeu care a dorit să coboare, să locuiască împreună cu noi. Dar oare noi dorim să locuim împreună cu El? Oare noi avem nevoie de o biserică? Oare noi frecventăm biserica? Ce este de fapt biserica? Să ne amintim, iubiți credincioși, că Dumnezeu a coborât mai întâi în nor, conducând poporul în momentul când pleca din Egipt. Apoi s-a făcut acel cort al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu cobora pentru a se întâlni cu Moise. Și apoi oamenii au dorit să construiască o casă lui Dumnezeu, David regele, dar nu i-a fost dat pentru că mâna lui era pătată de sânge. Și atunci fiul său, Solomon, a fost cel care a binecuvântat cel din tâi lăcaș de piatră în care Dumnezeu a coborât cu prezența sa. Ne amintim din Cartea Regilor Vechiului Testament. Iubiți credincioși, Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu, a coborât printre oameni, întrupându-se din Preasfânta Fecioară Maria. E frumos că vorbim de Preasfânta Fecioară Maria și ascultăm imnul de la Lourdes. Mulțumim lui Dumnezeu! Spuneam, Dumnezeu a dorit prin Fiul Său să coboare între oameni, să fie prezent între noi, să aducă sfințenie și sfințire între oameni. Dumnezeu a dorit ca prin Fiul Său să transmită cuvântul Său, iar jertfa răscumpărătoare să fie cea care să ne ridice pe fiecare din păcat. Hristos Iisus, Domnul nostru, este capul a cărei biserici a fost întemeiată după aceea, prin jertfa sa mântuitoare, acolo sub lemnul crucii. Apoi Dumnezeu a coborât Spiritul Sfânt, cel de viață dătător, asupra primei comunități a apostolilor, uniți în rugăciune, arătând de fapt trupul său, trupul său, biserica sa. Și astăzi, biserica este trupul lui Hristos, este trupul viu al lui Hristos. Ne bucurăm că ceasul electronic ne aduce aminte că este ora 11, deci mai avem timp. Mai avem timp, dar nu mult. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Astăzi, noi cei care suntem aici, dumneavoastră, credincioșii, împreună cu preoții, diaconii, slujitorii, și cu nevrednicul slujitor care este pus aici în fața dumneavoastră, formăm Biserica Vie a lui Hristos. Aceasta este biserica de astăzi, dar să nu uităm că și clădirea numită biserică are rolul ei. Biserica astăzi este de fapt o maternitate vie, spirituală, pentru că în biserică se vor naște de acum înainte aceia care vor intra pentru întâia oară în cadrul poporului creștin prin botez. În biserică se nasc miniștrii, slujitori la masa Sfântului Altar, preoții, episcopii și diaconii. De asemenea, în biserică se nasc noi familii sfinte pentru a întări
trupul lui Hristos cu aceste celule vii, care sunt familiile creștine și care asigură o societate creștină sănătoasă. Iubiți credincioși, biserica este locul de refugiu al creștinului atunci când este în nevoie, în necaz, în disperare, dar este și locul bucuriei creștinului atunci când vine să-i mulțumească, să-și aducă recunoștința pentru milostivirea lui Dumnezeu față de el, pentru împlinirea dorințelor cerute de la Dumnezeu. Biserica este locul în care începem viața spirituală și locul în care ne încheiem viața spirituală. Biserica depinde de noi dacă va rămâne în continuare o flacără vie a credinței care să răspândească lumina în întunericul lumii acesteia. Biserica, trupul lui Hristos pe care împreună îl formăm. Iată importanța actului de astăzi, pe care împreună l-am împlinit prin binecuvântarea și sfințirea acestui locaș de cult. De acum, Dumnezeu este prezent aici, în localitatea Herina, și vă invităm să nu-L lăsați singur, ci poarta bisericii să fie mereu deschisă pentru toți și pentru toate. O biserică creștină care se adaugă celorlalte locașuri de cult existente și care vine să încununeze credința și munca de 10 ani de zile, care s-a dus aici la Herina pentru înălțarea și înfrumusețarea acestui locaș de cult. La 12 septembrie anul Domnului 2007 se binecuvântau începuturile lucrării la acest locaș. Iată că acum, după 10 ani și câteva zile, Bunul Dumnezeu a rânduit să fie dus la bun sfârșit prin grija părintelui paroh Iosif Chiciudean, prin ajutorul și susținerea autorităților locale și atâtor oameni de bunăvoință cărora le mulțumim. Doresc să mulțumesc cu această ocazie și domnului primar, care este aici împreună cu noi, să mulțumesc și autorităților locale din partea prefecturii și a Consiliului Județean aici prezente, dar mai cu seamă doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, iubiților credincioși, de aici din Herina, de la Bistrița și din celelalte parohii ale protopopiatului Bistrița și nu numai. Mulțumesc și preoților împreună celebranți, Părintelui Vicar General, Părintelui Protopop al Bistriței, părinților consilieri și tuturor preoților împreună celebranți și slujitorilor la masa Sfântului Altar. Iubiți credincioși, pentru a nu pleca fără a gusta din izvorul de apă vie al Sfintei Scripturi, haideți să ne oprim puțin și asupra mesajului pe care Biserica ne-l transmite în această duminică din Evanghelia de la Luca. Este numit pescuirea minunată sau putem spune și chemarea minunată a lui Petru. De fapt, dacă citim Evangheliile și Evanghelia de astăzi în contextul celorlalte Evanghelii, este a treia chemare a lui Petru. Ne amintim că în Evanghelia de Ioan citim cum Andrei, fratele său, i-a povestit despre acela care l-au vestit Moise și prorocii în Scripturi. Și Petru a dorit să-L vadă pe Iisus. Iisus i-a spus atunci, tu te vei numi Petru, Chefa, pe tine voi zidi biserica mea. Într-adevăr, Petru atunci nu a înțeles prea bine despre ce era vorba și s-a întors cu siguranță la munca sa. A urmat o a doua chemare, despre care vorbesc sinopticii, evangheliștii, și anume pe malul lacului Tiberiadei, atunci când Iisus îi cheamă pe Petru și Andrei
pe Iacob și pe Ioan. Iată astăzi a treia chemare, care este cea profundă și definitivă. Petru va lăsa mrejele, va lăsa tovarășii de lucru și rudele și îl va urma pe Hristos. Cum s-a petrecut această convertire? De ce această fulgerătoare convertire? Pentru că Petru a înțeles un lucru esențial pentru viața lui. Nu înțelepciunea proprie, nici știința, nici instrumentele i-au adus, de fapt, succesul în pescuirea minunată, ci cuvântul lui Dumnezeu ascultat și înțeles. Petru, că era un pescar experimentat, știa foarte bine că nu se pescuiește ziua cu plasa. Pescuitul cu plasă este rezervat numai nopții. Atunci peștii nu văd momentul când se aruncă plasa și rămân în acea zonă în care plasa apoi urmează să se ridice, ceea ce nu se întâmplă în timpul zilei. Iar în momentul în care Iisus îi spune duc in altum, mână la adânc, Petre, mână la apele adânci și aruncă plasele, el îi răspunde, Doamne, noi care suntem pescari, încercați. Iisus nu era pescar. Iisus era considerat tâmplar, ca meserie. Noi care suntem pescari, încercați. Toată noaptea am pescuit și n-am prins nimic. Și tu vrei acum să ne înveți să aruncăm ziua plasele și te aștept să prindem ceva. Dar totuși, la cuvântul tău, vom arunca plasele. Petru se supune și apoi urmează miracolul. În clipa în care trag plasele, sunt grele, sunt prea pline de peștele care a fost prins. Atunci Petru cade în genunchi. Și atenție, scena se întâmplă în barca lui Petru. Acolo are loc acest dialog frumos între Iisus, învățătorul și Domnul, și Petru, pescarul. Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Omul, în clipa în care recunoaște puterea divinității, se recunoaște mic, se recunoaște păcătos, se recunoaște nesemnificativ în fața Marelui Dumnezeu. Și Petru își vede ca într-o oglindă păcatele sale și de aceea spune, ieși, Doamne, din barca mea, barca unui păcătos, cu frică de Dumnezeu și cu temere. Însă Iisus îl consolează, nu te teme, Petru, vei deveni pescar de oameni. O frumoasă metaforă simbolică, spirituală, care rezumă întreaga misiune pe care Petru o va avea. Dacă pescarul, explică Sfântul Augustin, are rolul de a scoate din apă peștii, pentru a-i oferi ca și hrană oamenilor, hrană dătătoare de viață, în mod asemănător, mai întâi Hristos a fost peștele care a coborât din înaltul cerului, din acea bucurie a iubirii împărtășite în preasfânta trăime, pentru a veni într-un mediu ostil, aici pe pământ, a fi omorât, și a devenit viață pentru toți. Petru acum va trebui să continue misiunea lui Hristos, adică să scoată oamenii din întunericul lumii acesteia și să-i pescuiască pentru credință, pentru mântuire, pentru a deveni hrană bine plăcută,
de bună mireasmă spirituală oferită lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, această metaforă a pescarului a rămas peste timp și peste ani și Petru cu urmașii lui au purtat însemnul pescarului, însemnul inelului de logodnă cu biserica în decursul veacurilor, iată, de mai bine de 2 milenii. Biserica rămâne și astăzi cârmuită de Petru, de cel care a fost rânduit de Hristos pentru a fi pescar de oameni prin excelență, pentru a fi fundamentul bisericii pe pământ, al cărei piatră de închidere este Hristos însuși, piatra din capul unghiului. De aceea pe biserici se zugrăvește pe cupola principală Hristos atotținătorul. Iubiți credincioși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă în sufletele noastre și ne bucurăm că Domnul ne mai mângâie și câte o rază de soare și cu câte un strop de ploaie, ca să nu uităm că suntem încă aici pe pământ în această frumoasă zi de rugăciune ce încununează munca acestei comunități. Suntem însă invitați să medităm asupra credinței noastre, să medităm asupra momentelor în care în viața noastră Dumnezeu a făcut minuni, asupra momentelor în care l-am întâlnit conștient sau inconștient pe Dumnezeu în viața noastră. Suntem invitați să medităm la convertirea noastră. Convertirea este un imperativ permanent. În fiecare zi trebuie să încercăm să ne recunoaștem păcatele și să ne apropiem de Dumnezeu. El nu-l lăsa singur aici, El care a dorit să locuiască între noi, oamenii. Vă aduceți aminte, probabil, de acea povestioară cu acea familie în care soția era foarte credincioasă, iar soțul era așa mai liber, cugetător. Și întorcându-se de la biserică într-o bună zi, soțul a întrebat-o pe soție: dar de ce ai mers iarăși la biserică? Te duci în fiecare zi la biserică, doar Dumnezeu nu este același peste tot, de ce trebuie să mergi așa de des acolo? Și atunci soția a stat puțin, a cugetat și apoi a răspuns: într-adevăr, Dumnezeu este același peste tot, în tot locul și pe tot pământul. Dar în biserică eu sunt alta, eu sunt altcineva. Iată, iubiți credincioși, de ce avem nevoie să mergem la biserică, să mergem să ne rugăm cu încredere celui care este acolo pentru noi și pentru sfințirea noastră și pentru mântuirea noastră. De aceea să-i dăm mărire lui Dumnezeu în această sfântă zi și să ne amintim că prin botez El a transformat trupul nostru într-un adevărat templu al Spiritului Sfânt. Suntem și noi biserici ale Spiritului Sfânt atunci când îl lăsăm pe Hristos cu harul Său să dea viață trupului nostru. Bunul Dumnezeu să ne ajute să putem rămâne în dreapta credință în această viață și apoi cu bucurie să petrecem pentru veșnicie de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui împreună cu Fiul în harul și iubirea Spiritului Sfânt. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul. Sfânt, 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 Aleluia!
Să plinim rugăciunile noastre Domnului. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Acest lucru, acum, vreau să-l spun despre o perioadă de timp a 10 ani de construcție a bisericii, moment până la care nici începutul acestei construcții nu-l putea nici bănui. Și nici eu însumi, în cei 3 ani de păstorire acestei parohii, nici nu m-am rugat ca Dumnezeu să ne dea măcar posibilitatea de a avea un locaș de cult, cu atât mai puțin nou. Anul 2004, când am preluat această parohie, a fost, zic eu acum, momentul cel mai de jos al oricărei profesii pe care trebuie să o îmbrățișezi, dar fără să ai nimic. Domnul Măgerușan Mihai,
și soția, Maria, este cel mai în vârstă, 97 de ani. Mai lipsesc 2 ani și jumătate ca să facă 100. A venit și a povestit ceea ce au povestit la masă în casa lor, spunându-i fiului Dinu: avem popă, dar nu avem biserică. N-au cerut bani, n-au cerut medicamente, n-au cerut casă nouă, n-au cerut căldură. Iată, dragii mei, ce înseamnă să stea la masă părinți și copii. Îmbrățișați după acest exemplu de a sta la masă întreaga familie. Ca să vedeți ce a ieșit din această poveste, sunteți martori. Și mama spunea: vrem și noi să avem biserica noastră. Mulțumesc acum domnului primar Găurean, care a colaborat într-un mod extraordinar și ne-a oferit locul de construcție foarte repede, astfel încât în data de 12 septembrie 2007 am început lucrările și liturghia din ziua de Crăciun anului 2007 am celebrat-o în capela de la demisul bisericii. Mulțumesc, deci, domnului Dinu.